Premierul Nicolae Ciucă și-a încheiat vizita de două zile în județul Suceava. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Centrul de radioterapie de la Suceava, vizitat de premierul Nicolae Ciucă, va fi deschis peste aproximativ o săptămână. Soluția pentru deblocarea activității Serviciului de Permise Auto și Înmatriculări Suceava este angajarea a 5 polițiști examinatori din sursă externă. Anunțul a fost făcut de ministrul internelor la Suceava. Iar restaurarea cazinoului din Vatra Dornei, aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuți, este aproape de finalizare. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Centrul de radioterapie de la Suceava va fi al doilea ca importanță din zona Moldovei după cel de la Iași. Unitatea, care va fi deschisă peste aproximativ o săptămână, va avea o capacitate de aproximativ 800-900 de pacienți pe an. Aflat în vizită la acest centru, premierul Ciucă a menționat că guvernul a aprobat în luna iunie un plan național de luptă împotriva cancerului. Nicolae Ciucă a spus că guvernul va sprijini Consiliul Județean Suceava pentru realizarea noilor pavilioane de oncologie, pediatrie și boli infecțioase. Situat în incinta Spitalului Vechi, Centrul de Radioterapie de la Suceava este un obiectiv finanțat într-un parteneriat public-privat, iar activitatea lui se va derula cu sprijinul Spitalului Județean. Este cât se poate de oportun să vedem cât mai multe astfel de activități și de inaugurări, îndeosebi pentru faptul că în luna iunie, la nivelul Guvernului, am aprobat un plan național de luptă împotriva cancerului și sunt evidențe foarte clare care ne spun că este absolut obligatoriu să ne focalizăm atenția și să facem tot ceea ce depinde de noi cât mai repede posibil și cât mai responsabil posibil, astfel încât acest plan să poată să fie pus în practică. Avem nevoie de tehnologie de ultimă oră în ceea ce înseamnă tratamentul împotriva cancerului. Avem nevoie în același timp de resursă umană, specialiști care, așa cum s-a prezentat, nu se găsesc chiar atât de ușor și de asemenea este nevoie ca la nivel național să se identifice acele centre unde să putem să dezvoltăm astfel de facilități pentru a putea să asigurăm tratamentul pe un spațiu cât mai mare. Prim-ministrul a remarcat faptul că centrul de oncologie de la Suceava va fi al doilea din regiunea Moldovei după cel de la Iași. Doctorul Sorin Blaga, reprezentant al Centrului Medical de Radioterapie, a spus că speră ca unitatea să fie deschisă cât mai repede și a precizat că va avea colaborări atât cu medici din Spitalul Județean, cât și de la centre medicale din țară și din străinătate. Este o investiție semnificativă care a necesitat un anumit număr de ani pentru realizarea acesteia. Centrul are o suprafață de 2125 de metri pătrați, va avea funcțiuni de radioterapie, chimioterapie și ambulator, deci va avea o adresabilitate către pacienții oncologici, dar nu numai. În acest sens, vom avea o colaborare foarte bună și cu medicii din Spitalul Județean, atât pe partea de oncologie, cât și pe alte patologii. Și de asemenea vom avea o colaborare foarte bună și cu alte centre medicale, Cluj, Iași, București și, mă rog, alte centre medicale din străinătate cu care avem contacte. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat că într-o primă fază capacitatea centrului va fi de aproximativ 800-900 de pacienți pe an. De asemenea, Gheorghe Flutur i-a transmis premierului că la Suceava Consiliul Județean vrea să construiască cele noi 3 pavilioane și că, în ceea ce privește pavilionul oncologic, suma este de 11 milioane de euro, iar investiția ar putea fi începută chiar și cu fonduri de la bugetul județean, dar că e de preferat să se facă cu fonduri europene. În ceea ce privește pavilionul
pavilionul de pediatrie, Flutura a arătat că investiția va fi făcută de CNI și că pandemia a dovedit că se impune ca secția de boli infecțioase să funcționeze într-un pavilion de sine stătător. Noi am făcut treabă, am pus bani din bugetul propriu al spitalului, al Consiliului Județean și acolo unde se poate din bani guvernamentale am fost ajutați și mulțumesc și dorim în continuare din fonduri europene sau din fonduri guvernamentale să facem ceea ce așteaptă pacienții noștri aici la Suceava. În ceea ce privește cele trei proiecte de pavilioane noi pentru oncologie, pediatrie și boli infecțioase, premierul a spus că acestea sunt în agenda de activități prevăzute a se realiza prin PNRR. Nicolae Ciucă a subliniat că au fost operaționalizate programele pe exercițiul financiar european, unde sunt alocate 4 miliarde de euro și a îndemnat autoritățile județene să se uite și spre aceste fonduri. Ați făcut referire la cele trei proiecte. Sigur, ele sunt în agenda de activități prevăzute a se realiza prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar în același timp vreau să subliniez că au fost operaționalizate programele pentru cadrul financiar multianual 2021-2027 și există sume consistente de bani, dacă nu mă înșel, 4 miliarde de euro, este aici domnul ministru Boloș și confirmă că aceasta este valoarea fondurilor și vă îndemn ca împreună cu toți responsabilii de specialitate să vă uitați și către accesarea acestor fonduri, pentru că împreună fondurile de la bugetul de stat cu fondurile europene ne asigură o derulare mai rapidă și mai închegată a tot ceea ce dumneavoastră vă doriți și tot ceea ce noi ne dorim și vrem să acordăm sprijin autorităților locale. Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anunțat că soluția pentru deblocarea activității Serviciului de Permise Auto și Înmatriculări Suceava este angajarea a 5 polițiști examinatori din sursă externă. Concursurile vor fi organizate în lunile următoare, iar cei 5 examinatori ar urma să fie încadrați până la sfârșitul anului. Ancheta DNA de la Serviciul de Permise Auto și Înmatriculări Suceava a destabilizat activitatea instituției în toată țara. Afirmația a fost făcută miercuri la Suceava de ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode. Demnitarul a explicat că pentru funcționarea serviciului din Suceava a fost nevoie ca timp de mai bine de un an să fie detașați angajați din alte județe. Ministrul Lucian Bode a anunțat și prima soluție pentru rezolvarea situației. 5 polițiști examinatori vor fi angajați din sursă externă. Concursul va fi organizat în următoarele luni, iar noi polițiști ar urma să fie încadrați până la sfârșitul anului. Luni de zile am fost în situația de a detașa de alte structuri din alte județe examinatori aici la Suceava, tocmai pentru a reduce la minimul posibil timpii de așteptare. Acest lucru s-a întâmplat și în acest moment sunt detașați și de la Inspectoratul de Poliție al județului Suceava examinatori, iar până la finalul anului vom finaliza procedurile de încadrare din sursă externă a încă 5 examinatori. Suntem în 24 august. Încercați să-mi spuneți că pentru a angaja 5 oameni la permise aveți nevoie de încă 4 luni până la sfârșitul anului? Nu, încerc să vă spun că am demarat o procedură de recrutare din sursă externă pentru 5.000 de angajați la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și plus 2.800 de angajați la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Examenele sunt examene naționale, cu probe la nivel național, cu subiecte realizate la nivel național, sunt realizate în etapă, o parte din acești 5.000 au fost angajați, iar pentru permise, pentru DRPCIF, pentru Direcția de Regim Permise și Înmatriculări, în perioada septembrie-octombrie, derulăm aceste proceduri la nivel național. Sunt 5 poziții pentru Suceava, 5 indicatori. Mulțumesc! Gazoductul care va alimenta municipiul Vatra Dornei a fost pus în funcțiune joi dimineață în prezența prim-ministrului Nicolae Ciucă, aflat într-o vizită de 2 zile la Suceava. În prezent, Transgaz a început procedurile pentru realizarea proiectului de gazoduct Vatra Dornei-Iacobeni-Borșa, care se va lega cu gazoductul de la Vișeul de Sus Borșa în încercarea de a securiza transportul de gaze naturale în nordul țării de la est la vest.
La finalul unei investiții de 17 milioane de lei, a fost pus în funcțiune gazoductul care va alimenta Vatra Dornei de la Pojorâta, cu o lungime de 26 de kilometri și cu un volum anual de 225 de milioane de metri cub de gaze. În prezent, Transgaz a început procedurile pentru realizarea proiectului de gazoduct Vatra Dornei-Iacobeni-Borșa. Acum suntem în faza de studiu de fezabilitate și proiectare. La etapa a doua de dezvoltare, Vatra Dornei, Iacobeni-Cârlibaba, Borșa, unde în luna octombrie vom finaliza gazoductul de circa 90 de kilometri din Maramureșul istoric, cum spun maramureșenii, Maramureșul Voivoda, de la Sighetul Marmației la Vișeul de Sus și Borșa, unde vor fi două surse alternative de gaze pentru a securiza printr-un inel nordic partea de la nordica țării, de la est la vest. Potrivit premierului, există acum posibilități foarte importante pentru mediul de afaceri din Vatra Dornei, iar zona va deveni mult mai atractivă, cu atât mai mult cu cât se dorește finalizarea în următorii 3 ani a conectării între regiunea nord-est, a conectării între regiunile nord-est și nord-vest. Premierul a mai declarat că există posibilitatea ca și prin pasul Tihuța să se realizeze un alt coridor de aprovizionare cu gaze cu termen de execuție în următorii 5 ani. Ne bucurăm foarte mult că odată cu aniversarea 430 de ani de atestare documentară a orașului Vatra Dornei, putem să îi bucurăm atât pe cetățeni cât și pe autoritățile locale cu un program guvernamental prin care se finalizează gazoductul care, iată, are stația în funcțiune la marginea orașului Vatra Dornei, creând astfel posibilitatea ca proiectele viitoare de alimentare cu gaze a întregului oraș să se realizeze în conformitate cu planurile autorităților locale. Am înțeles de la domnul primar că există deja lucrările demarate pe strada principală Republicii și de asemenea au materialele de construcții aici în proximitate, astfel încât să poată să demareze lucrările de conectare de la stație către punctele de livrare din oraș. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a menționat că instituția pe care o conduce a fost coordonatorul acestui proiect, care a fost abandonat prin 2003-2004 și că prima dată s-a făcut tronsonul către Câmpul Lung Moldovenesc, iar acum s-a finalizat cel spre Vatra Dornei. Acum putem să bifăm și această mare realizare, a ajuns gazul metan în Țara Dornelor. Mulțumesc Transgaz primarului, dar au fost foarte multe momente când aproape că am fost diriginte de șantier aici, domnul director știe, numai la problemele de exproprieri atâtea categorii de proprietari. Important că sunt și primarii din Țara Dornelor aici. Trebuie să vă pregătiți pentru că Transgazul anunță magistrala spre Borșa și magistrala spre Bistrița, înseamnă 8 localități care puteți fi eligibile în continuare. Dornarin, Șarul Dornei, Dorna Candreni, Coșna, Poiana Stampei, Iacobeni, Ciocănești, Cârlibaba. Deci avem o perspectivă de dezvoltare. În al doilea rând vreau să vă spun că programul guvernamental Angel Salini a acordat până acum proiecte pentru 33 de UAT-uri în județul Suceava, dar mai există o fază, o etapă de alocare de bani. Vom avea rețele în localități de circa 1300 de kilometri de conducte prin programele guvernamentale și mulțumesc foarte mult primului ministru și guvernului României. Înseamnă circa 70.000 de conectări de beneficiari. Asta înseamnă posibilitatea de a avea soluție alternativă, altceva decât lemn, înseamnă cruțarea pădurilor și folosirea și acestor posibilități de încălzire și înseamnă un pas uriaș spre civilizație.
Lucrările de restaurare a cazinoului din Vatra Dornei ar urma să fie finalizate în luna decembrie, cu o întârziere de un an față de termenul inițial. Anunțul a fost făcut joi de coordonatorul proiectului, în prezența premierului Nicolae Ciucă. Fostul cazino, care a fost retrocedat Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va fi transformat într-un centru muzeal și cultural al Ortodoxiei Române. Cazinoul din Vatra Dornei, o clădire emblematică pentru stațiunea turistică, a fost salvat de la demolare și este restaurat printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Lucrările de restaurare au început în 2020 și termenul inițial de finalizare a fost stabilit pentru decembrie 2021. Din cauza unor probleme neprevăzute, termenul a fost decalat și vor fi încheiate la finalul anului 2022. Anunțul a fost făcut de coordonatorul proiectului de restaurare, joi, în timpul unei vizite pe șantier a premierului Nicolae Ciucă. Cazinoul Băilor de la Vatra Dornei este una dintre cele mai vechi clădiri din România. Practic, în 2000 noi avem trei cazinouri. Este cazinoul de la Vatra Dornei, cazinoul de la Sinaia și cazinoul de la Constanța. Toate trei au fost construite în aceeași perioadă, în stiluri diferite. Acesta este în stil eclectic. Clădirea a fost construită în anul 1898, atunci a fost dat la funcțiune. Proiectarea clădirii a început undeva în 1866. Este o clădire construită în perioada Imperiului Austro-Ungar. Împăratul Franz Iosif a fost cel care a semnat ordinul de începere a lucrărilor și realizarea lucrărilor în cazinou, la cazinou de la Vatra Dornei. Clădirea în sine a fost afectată de ambele războaie mondiale. Lucrări de reabilitare, de reconstrucție, ambele nu au fost, asta este cea mai amplă lucrare de reabilitare. Au fost doar două intervenții asupra clădirii, o intervenție în 1936 și o intervenție în 1960. Noi am avut termen de finalizare în decembrie anul trecut, însă, datorită complexității lucrărilor, lucrările s-au prelungit până și anul ăsta în decembrie vom termina. Cazinoul a fost retrocedat Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și după restaurarea prin fonduri europene va deveni un centru muzeal și cultural al Ortodoxiei Române. Cel mai mare cămin studențesc din România va fi construit la Suceava. Este vorba despre un cămin studențesc cu peste 800 de locuri de cazare, prima investiție în campusul universitar de la Moara. Contractul a fost semnat miercuri după amiază la Suceava, în prezența premierului Nicolae Ciucă, de Compania Națională de Investiții și firma botoșăneană care a câștigat licitația. Potrivit prorectorului USV, Mihai Dimian, este o investiție majoră pentru învățământul superior din România. Bucuria mare, căminul studențesc cu trei corpuri de clădire, valoare 155 de milioane de lei, 31 de milioane de euro. Universitatea din Suceava la Moara construiește cămin pentru 826 de locuri. Este o construcție nouă, vor fi 407 camere în care vor fi cazați către doi studenți, avem și camere cu dizabilități, vor fi întregul cămin, va avea toate facilitățile și toate condițiile pentru un învățământ modern, adecvat zilelor noastre. Este o investiție majoră și este o investiție pentru educația superioară din România, în condițiile în care știm că există tot timpul discuții cu, să zicem, suma mică acordată educației superioare, că nu se atinge 6% din produsul intern brut alocat educației, iată că este o investiție care vine să completeze acea sumă alocată Ministerului Educației din produsul intern brut. Și totodată aș spune că noi avem acum o capacitate de aproximativ 1200 de locuri de cazare la peste 10.000 de studenți. Mai mult decât atât, mai mult de 1500 de studenți vin din Republica Moldova și Ucraina. Sunt aici români din Republica Moldova și Ucraina, pentru care ar fi normal să putem asigura cazare. Deci, cu acest cămin de peste 800 de locuri, împreună cu cele 1200 pe care le avem, ajungem, să spunem, la o zonă rezonabilă a cazării studenților și, în primul rând, o veste foarte bună pentru ei, iar pentru universitate este un nou început, un început în ce privește acest al doilea campus de la Moara, o suprafață de 30 de hectare, în care ne-am propus să dezvoltăm cel puțin două facultăți pentru început, alături de acest cămin și, totodată, din Planul Național de Reziliență și Redresare, sperăm să putem dezvolta un campus dual împreună cu companiile din zonă, cu unitățile administrativ-teritoriale. Deci, cred că
acest lucru va permite și dezvoltarea, să spunem, utilităților mai bune în zonă și va fi un impuls pentru celelalte proiecte pe care le avem acolo. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine m-a regăsit! A fost premierul Ciucă și a plecat. Ce a lăsat premierul Ciucă alături de ministrul afacerilor interne, ministrul turismului, domn Cadaru, da, și ministrul de la fonduri europene, domnul Boloș, prim vicepreședinții Partidului Național Liberal. Care și ministrii ăsta, domnul Bode, de fapt Bode. Eu am greșit, nu e ministru, nu e prim vicepreședinte, e secretarul general al partidului, tot aia e. Așa. Rareș Bogdan, prim vicepreședinte, Gheorghe Fluture, prim vicepreședinte, Nicolae Ciucă, președintele PNL. Deci a fost un mix, o vizită de partid și de stat, pentru că oamenii n-au venit numai pe funcție, că dacă venea premierul Ciucă, de exemplu, la nimicul la care au fost ieri, că ăla e nimic în vânt. Ăsta. La momentul ăsta. Cătălina. Săptămâna viitoare. Cătălina. Ăla e nu. Important. Deci ăla a fost nimic în vânt. Ori mergea premierul Ciucă la un bloc aflat în construcție făcut de Truții sau de General Construct. Sau de Victor Construct. Așa. Apropo de discuția. El a venit aici la o chestiune public-privată. O firmă privată a făcut o clădire. Da, atât. Care astăzi nu are nicio folosință. Păi nu are nicio folosință, adică la ce am venit? Deci vine de mai prim-ministru la o casă goală. Ce e? Păi da, mă mir, sunt oameni care și-au luat apartament zilele astea în blocuri noi. Ce nu s-a dus la aia? Să vadă măcar cum vă simțiți, cum vi se par prețurile, cât ați dat pe locuință, cum ați făcut creditul, nu vă e teamă că crește roborul? Ce te-ai dus acolo? Aia a fost de fanfaronadă. Și dacă era o vizită guvernamentală, acolo era ministrul sănătății. Pentru că acolo e în curtea spitalului vechi o căsuță. Aia e căsuță sau ce e aia? O clădire. O clădiruță. Da, da. Că nu e mai așa? În care va face lumea radioterapie. Ce căuta acolo ministrul de interne? Păi ministrul sănătății, nu așa, țin eu minte că e de la alt partid politic. Păi, asta vreau să spun. Păi n-a fost vizită guvernamentală, a fost un amestec. Vizită a Partidului Național Liberal, păi ai văzut picior de PSD-ist acolo? Nu era picior de PSD. Au fost peneliști între ei. La Palatul Administrativ peneliști între ei, aici peneliști și între ei. Și Compania Națională de Investiții. Și peneliști între ei, că el alții vor fi apolitici. Aia e, Cătălino. Deci a fost o vizită de partid și de stat. Eu subliniez lucrul ăsta. Nu le spune nimeni. Toată presa mucles. Toți au spus că s-a inaugurat centrul de radiologie. Care e centrul de radiologie? Noi am spus că va fi al doilea, cel mai important din zona că Moldovei. Va fi, dar zic că și care va fi deschis foarte probabil săptămâna viitoare. Și asta este și șmecheria celor care, și nu e inventată de Nicolae Ciucă și de Gheorghe Fluture ieri. S-ar putea ca Gheorghe Fluture să fi inventat-o acum 20 de ani. Șmecheriile astea. Că astea șmecherii. Și cu presa cu minte, presa fiind foarte cu minte, așa că nu vrea să deranjeze, că asta e viața, nu deranjăm, omului s-a creat senzația că domnul prim-ministru și cu domnul Fluture și cu ministrii au făcut ceva. Ori ei n-au făcut nimic, nu s-a făcut nimic acolo. Dar lumea a rămas cu impresia, uite la Suceava, că nu discutăm aici despre Suceava, că asta e o chestiune cu impact național. Nu discutăm doar despre municipiul Suceava. Dar dacă mergi acum și întrebi oamenii care au citit site-uri, care s-au uitat la televizor, de la Câmpul Moldovenesc, de la Dolhasca, de la Reșița și de la Constanța și întreb, ați văzut ieri așa? Da, și ce ați văzut? Păi au inaugurat ceva la Suceava, la spital. Asta e șmecheria. Asta e perversitatea. Că asta e perversa de la Suceava. A fost perversa de la Suceava. Șmecherii de 2 lei. Dar șmecherii care prind. Au fost la nimic acolo. S-au dus la nimic pentru imagine și pentru fanfaronadă. Deci n-a fost ministrul sănătății? Bine că n-a fost. Nici ministrul spitalului. Asta mai trebuia să-l văd și pe prietenul Alexandru Rafila, apreciatul meu. Nici managerul spitalului care cică în concediu. Așa? Și a fost o vizită de imagine. După aia, asta a fost o chestie care mi-a displăcut total. Pe de altă parte, doamne, au mers la Palatul Administrativ, contract pentru
Palatul Administrativ. În sfârșit. Contract pentru... bazine la Vatra Dornei și pentru cămin studențesc, pentru căminul studențesc, cel mai mare cămin studențesc, da, deci astea de pe hârtie din țară. Sunt două chestii tari. Astea sunt două chestii într-adevăr tari. La Vatra Dornei, în sfârșit, s-a încheiat cu magistrala aia de gaz în metan. În plină criză de a energiei. Da, Vatra Dornei. Bine că a ajuns. Deci chiar s-au făcut, adică niște lucruri importante. Însă până n-au sărit calul, că s-a sărit calul. Știi, putea să vină premierul, pa, ce căutare are și Bogdan aici? Ce căutare are și Bogdan aici? Înțelegem că a fost și o întâlnire privată, adică fără acces pentru presă, de partid. De partid, corect. Bravo, Cătălina, sunt de acord cu tine. Dar domnul prim-ministru face acțiuni de partid pe banii guvernului? Păi era în timpul programului până la ora 7 și după aceea era președinte la PNL. Atât au hulit ciuma roșie că face, dar fac la fel. Bun, că ciuma roșie e cu ei, că s-au amestecat acum. Ciumele. Cu el alții slămurii care au fost și au fugărit la guvernare. Deci ești slămurii cu ăla. Dar măcar așa un pic pentru lumea care e un pic mai atentă și mai înțelege. Ce căutare are și Bogdan aici? Aveau o întâlnire de partid, trebuia să rămână la Dorna, unde s-au întâlnit acolo. A venit Lucian Bode. Pentru ce a venit Lucian Bode aici, ministrul de interne, la spital? Zici și mie, ce căuta el la spital? N-avea alt serviciu? N-avea treabă? A răspuns totuși la o întrebare care are legătură și cu Suceava. Sau cu, auzi, și dacă era la București sau la Pitești... Nu-l întreba nimeni de serviciul de permise de la Suceava. Hai că domnul Boloș, da, e la fonduri europene, a fost și doamna de la Suceava, doamna Iacobani, sunt la fonduri europene cu aia, am înțeles. Dar ce căuta Rareș Bogdan? Și ce căuta Lucian Bode? Și ce căuta, de ce au PSD-ul și PNL-ul la fel, identici. Ăștia la PSD când fac o sală de spor pe la Cornul Unciune, primarul de la PSD, numai PSD-iști. Ăștia când fac ceva pe, așa cum peneliști, numai peneliști. Și unde e bună înțelegere? E, bună înțelegere. Sanchi. E o chestie așa. Bun, că ei se mai înțeleg pe sumasă, se mai întâlnesc, mai vorbesc la telefon. Mai de ochii lumii îi făceau unii la alții. Dar nu vezi ce frăție aici la Suceava? Tu nu vezi că e frăția frățiilor? Pe de altă parte, înțeleg că a fost frumos. Dar zici și mie, odată o chestie vreau să te întreb. Zici și mie odată dacă cineva a întrebat ce s-a întâmplat la Palatul Administrativ. Păi e un răspuns. A fost un scurt circuit provocat de un Cătălina. Conductor. Întotdeauna, de plec, întotdeauna cineva este vinovat. Mai există acum și vină din asta. Care? În urma unei anchete in rem împotriva faptei. Cătălina, nu există. Deci conductorul ăla, dacă era acolo așa, cineva avea o vină. Dacă și s-au mai vehiculat și alte chestii, că se bloca acolo ca să meargă, sunt mai multe variante. Dar cineva să pună întrebări, mă refer la domnii ăștia care, ci că ei sunt opoziție, și la putere și în opoziție, mă, nimeni. Deci județul ăsta nimeni nu pune întrebări, toți așa sunt. Cum să-ți ardă o clădire istorică din centru municipiul e reședință de județ și să nu pui întrebări. Să nu fie nimeni vinovat. Și cum vine asta? Nici nu s-a discutat. A fost incendiu, a fost incendiu. S-a dat cu apă, A făcut cineva o analiză. Doamne, exact ce s-a întâmplat, cine e vinovat, cum s-a intervenit. Pentru situații de urgență, parchetul a fost și... Care parchet? Dar unde ți-a zis ție parchetul ceva? Avem, este răspunsul. Unde e răspunsul? Doar răspunsul, nu și motivarea și Cătălina, restul dosarului. Știi, o dăm așa. A zis cineva cum a fost cu incendiul la Rozita? Sau cum se cheamă acolo? Se cheamă, da. Dar la bazar când a fost incendiu? Și acolo, un radiator. Bă, cum n-ai, mamă? Să ard Rozita dita mai centru comercial. Adică zici că e convenabil? Ăsta la bazar, dita mai bazarul, ia foc o clădire istorică, cu și nimeni nu-i vinovat. Ce e asta? O fi un piroman care umblă de nebun, păi nu e, că dacă invizibil. Era, îl găseau. Păi nu, dar un piroman invizibil. Cum se poate să fie atâtea incendii mari și să nu fie un vinovat? Așa vreau Dumnezeu, nu? Să ne bucurăm, Sorin. Da, hai să ne bucurăm. Că a fost soare la Vatra Dornei. Da, săracul primar de la Dorna, știi, e de râs. De el e emotiv. Păi au venit un prim-ministru, nu știu ce, a venit șeful de la județ, atâta lume, camere de luat vedere.
când a văzut domnul Boncheș, vrea și el să facă o glumă, să zică, m-a văzut lumea la televizor, acum o să-l vadă. Și a început-o pe aia, că a apărut soarele odată cu primul ministru, cu... s-a emoționat, el a vrut să spună ceva, dar nu le are, știi? Și a scos perloiul. De pe vremea lecturilor din Ion Creangă. Da, din Ion Iliescu, mai degrabă. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Primarul comunei Berchișește, Violeta Zenovia Țăran, a anunțat că în următoarea perioadă se vor semna contractele de finanțare pentru trei obiective aprobate recent prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Este vorba despre extinderea serviciilor de canalizare, modernizarea stației de purare și înființarea stației de pompare, precum și reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de canalizare. Primăria Comunei Berchișești va semna în perioada următoare contractele de finanțare pentru trei obiective majore de investiții aprobate recent prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Este vorba despre extinderea serviciilor de canalizare în Comuna Berchișești, modernizarea stației de epurare și înființarea stației de pompare, reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de canalizare din Comuna Berchișești. Comuna Berchișești beneficiază de o stație de epurare și de rețea de canalizare încă din anul 2009, în urma unui proiect realizat și finanțat prin Ordonanța numărul 7. În prezent, rețeaua de canalizare este funcțională în proporție de 50% din suprafața drumurilor locale din comună. Primarul din Berchișești, Violeta Zenovia Țăran, a făcut un apel către locuitorii comunei. Rog cetățenii din comună să ne fie alături pe durata realizării acestor trei investiții extrem de importante pentru noi toți și, de asemenea, să aducă la cunoștința angajaților primăriei orice fel de problemă semnalată referitoare la derularea lucrărilor. 30 de copii și 5 profesori ucraineni de etnie română participă în perioada 22-26 august la tabăra de creație destinată promovării și conservării tradițiilor românești în diaspora. Evenimentul se desfășoară la Muzeul Satului Bucovinan și este finanțat de Consiliul Județean Suceava. În perioada 22-26 august 2022, la Muzeul Satului Bucovinean se desfășoară tabăra de creație în județul Suceava pentru elevii de etnie română din regiunea Cernăuți. Evenimentul se află la cea de-a patra ediție. Scopul acestuia este acela de a facilita accesul elevilor de etnie română din regiunea Cernăuți la tradițiile care țin de identitatea națională a românilor. Iată-vă în Bucovina, tot acasă, doar că de cealaltă parte a Bucovinei. Într-adevăr, bine v-am găsit și bine ne-am regăsit aici la noi, în Bucovina. Oricum, Bucovina, în opinia mea, este o singură, mai ales că patrimoniul cultural este comun, ținând cont mai ales că copilașii noștri de la Școala Populară de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți au posibilitatea să cunoască cultura autentică, tradițională, aici, la Suceava, mult mai adâncă decât noi acolo la Cernăuți. De ce? Pentru că, din păcate, nu avem specialiști, nu avem etnografi, unul singur sunt în toată regiunea român, etnograf român, nu avem posibilitatea, pentru că nu avem nici suportul necesar, în sensul că nu avem orchestre care ne pot face aceleași negative sau aceleași melodii care ne trebuie pentru dansuri sau ne trebuie pentru soliștii vocali, dar Școala Populară de Artă, iată, pe parcursul la 7 ani de zile, a promovat la maxim cultura tradițională. Avem foarte mulți copii care deja sunt absolvenți, care sunt deja studenți la Conservatorul din Iași, la Conservatorul George Dima din Cluj. Și am mare speranță că acești copii se vor întoarce înapoi, vor fi colegi, vor ajuta acolo la Cernăuță, promovăm la maxim ce ne-au lăsat strămoșii de valoare. Elevii de la liceul nostru, deci cunosc dansurile și le place, din ce pricină că sunt, în primul rând, îndrăgostită eu, de la bunicii mei,
de la părinții mei, care îmi place să duc mai departe tradițiile și toate obiceiurile populare românești. Deoarece în școala noastră, liceul nostru este mai mult în limba ucraineană, lecțiile se fac, și datorită domnului Iuri Levcic, care la o întrecere, deci la un festival, ne-a observat la Cernăuț că elevii noștri români care nu sunt băgați în seamă și pot să ajungă mai departe, a luat legătura cu noi și noi am fost de acord și deci avem 8 ani de zile de când lucrăm împreună cu domnul Iuri Levcic. Am fost prin România toate, Bulgaria, și astăzi avem onoarea să fim în această tabără unde deci învățăm dansuri noi. Noi avem în programul nostru dansuri românești, dar țelul lui domnul Iuri este ca să ducem de aici, din tabără, două dansuri noi. Deci copiii au însușit un dans, al doilea l-au început și avem nădejdea că nu pierdem deci tradițiile și legătura cu poporul român. Și... În cadrul acestui proiect sunt organizate 3 ateliere de lucru. Un atelier de pictură pe sticlă, sub coordonarea artistului plastic Oana Chilariu, un atelier de cântec popular, sub coordonarea interpretului de muzică populară Marian Gogan, membru al ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, și un atelier de coreografie etnografică, sub coordonarea dansatorului profesionist Alexandru Curcuță, membru al baletului ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Copiii sunt organizați în grupe de lucru. Lupu Gheorghe, am 18 ani, vin din Cernăuți, fac parte de la Centrul Bucovinean de Artă pentru promovarea și conservarea culturii tradiționale românești. Pentru prima dată la această tabără de creație? Chiar în această tabără pentru prima dată, deoarece am vizitat multe tabere, însă n-am avut ocazia să o vizitez pe asta. De câte zile ești aici și cât vei mai rămâne? Sunt aici de 3 zile și vom avea încă 2 zile în continuare. Este o tabără extrem de interesantă, cu multe activități și ne dă ocazia să descoperim Suceava din alte părți. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina. Sunt 30 de copii și 5 profesori însoțitori, iar organizatorul este Consiliul Județean Suceava, care s-a ocupat atât de transportul, de cazarea acestor copii, cât și achiziționarea materialelor necesare pentru cele 3 ateliere și în același timp încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul și în a doua parte a zilei, respectiv undeva în jurul după amiezei, să le facem fiecare zi câte un program care să îi cumva să-i facă să uite de situația din țara lor. Această tabără va avea continuitate și în anii următori? Este gândit ca un proiect multianual? Da, este un proiect care, așa cum am zis, a ajuns la 4-a ediție și în anii ce urmează cu siguranță va continua pentru că avem cumva ecouri pozitive din partea participanților și încercăm să aducem în fiecare an alți și alți copii care să vină la Suceava. Oficial, toamna astronomică începe la echinocțiul de toamnă, moment de la care noaptea crește, iar ziua scade. Totuși, din bătrâni se spune că toamna începe atunci când păsările migratoare se întorc în țările calde. O colonie de berze a oferit un spectacol extraordinar joi dimineață pe dealurile de la ieșirea din municipiul Suceava spre Pătrăuți.
Barza este singura pasăre de talie mare din ornitofauna țării, care s-a apropiat de om și își construiește cuibul în vecinătatea noastră. Barza locuiește pe trei continente. Aria de răspândire a berzei albe cuprinde Europa, Africa de Nord, partea vestică a Asiei și o parte a Orientului Mijlociu. Multe credințe populare se leagă de această pasăre. Aduce primăvara, aduce noroc casei unde își face cuibul și oferește de foc și fulger. Poate prevesti belșugul, norocul, starea sănătății. Tot din bătrânii se spune că, din momentul în care pleacă berzele, începe toamna. O colonie impresionantă de berze a putut fi admirată joi dimineață pe dalurile de la ieșirea din municipiul Suceava spre Pătrăuți. La un moment dat, înainte de decolarea în lunga călătorie către zonele de iernare, care se întind de la obârșia Nilului până în sudul Africii, grațioasele naripate au avut și o scurtă întâlnire cu un pui de căprioară. Berzele albe pleacă la finalul verii din emisfera nordică pentru că au nevoie de căldură. Unele dintre ele se opresc în jurul ecuatorului, iar cele care rezistă migrației epuizante revin în fiecare primăvară în zona cu climat temperat, unde găsesc o mare diversitate de hrană atât de necesară în perioada clocitului. Constipația este o afecțiune gastrointestinală foarte comună și complexă. Cu toate acestea, puțină lume se simte confortabil discutând despre acest aspect. Este motivul pentru care am consultat un specialist în rubrica Fi bine cu tine. Îți spunem care sunt cele mai bune remedii pentru constipație. Cum poți scăpa de constipație? Bună ziua! În cadrul emisiunii de astăzi vom discuta despre ce este constipația și metode prin care aceasta poate fi gestionată. Constipația este o afecțiune gastrointestinală foarte comună și complexă. Cu toate acestea, este percepută ca un subiect rușinos și puțină lume se simte confortabil discutând despre acest aspect. Cum se manifestă constipația? Scaune cu frecvență redusă, mai puțin de 3 scaune pe săptămână, dureri și crampe în timpul defecației, scaune foarte uscate, dure, cu aspect nodulos, senzație de blocaj la nivelul rectului, senzație de evacuare incompletă. Aceste simptome pot avea caracter acut, adică apar mai puțin de o dată pe săptămână și sunt asociate cu modificări ale alimentației și ale stilului de viață, spre exemplu, reducerea aportului de fibre alimentare, scăderea nivelului de activitate fizică, stres, folosirea unei toalete nefamiliare sau în timpul călătoriilor. Dacă simptomele persistă mai mult de 3 luni, vorbim despre constipație cronică. De ce apare constipația? Factorii principali care declanșează această afecțiune sunt stresul și anxietatea, sarcina, schimbările în rutină, insuficiente fibre în alimentație, deshidratarea, amânarea mergerii la toaletă sau istoricul de abuz fizic sau psihologic, unele medicamente sau suplimente alimentare, precum opioidele, suplimentele cu fier, blocanții ai canalelor de calciu, antidepresivele. Ce poți face pentru a combate constipația? Din punct de vedere alimentar, este necesar să acordăm o atenție deosebită consumului de fibre. O alimentație săracă în fibre este foarte frecvent cauza constipației. Mărește în mod treptat aportul de fibre, introducând în alimentația ta mai multe legume, cereale integrale, fructe, în special kiwi și prune, sau chiar tărâțele de psilium. Creșterea aportului de fibre implică hidratare corespunzătoare, astfel că îți recomand să bei aproximativ 1,5-2 litri de apă pe zi. Când vorbim despre stil de viață, sedentarismul este factorul principal care duce la apariția constipației. Lipsa activității fizice încetinește considerabil tranzitul intestinal. Activitatea fizică, inclusiv pașii pe zi, stimulează motilitatea intestinală și ajută la eliminarea materiilor fecale. Constipația este o afecțiune foarte frecventă și trebuie discutată deschis cu medicul sau cu nutriționistul. Tratamentul constipației se face în funcție de particularitățile și simptomele individuale. Schimbările comportamentale și cele alimentare, schimbările de stil de viață, au un impact major asupra acestei afecțiuni. Vicecampioana mondială la box, Lăcrămioara Perijoc, va primi titlul de cetățean de onoare al comunei Zamostea. Pugilista legitimată în prezent la clubul Steaua i-a invitat pe toți cei care vor să o cunoască mai bine la ceremonia care va avea loc luni la ora 12 în Căminul Cultural din localitatea sa natală.
Suceveanca lăcrămioara Perijoc a devenit vicecampioană mondială la box în luna mai a acestui an. Sportiva originară din Zamostea a câștigat medalia de argint la categoria 54 de kilograme. Pentru această performanță, oficialitățile din localitatea sa natală au decis să-i ofere titlul de cetățean de onoare. Într-o postare pe contul personal de Facebook, lăcrămioara Perijoc s-a declarat onorată și a invitat la eveniment pe toți cei care vor să o cunoască mai bine. În data de 29 august 2022, la ora 12, voi fi prezentă în comuna mea natală, Zamostea, unde voi participa la un eveniment organizat de primăria comunei, în cadrul căruia voi fi numită cetățean de onoare. Sunt onorată să primesc acest titlu și cu siguranță are o importanță majoră pe lângă toate medaliile mele obținute în competițiile sportive. Cei care sunt din apropiere și vor să mă vadă, să mă cunoască personal și să afle câteva din experiențele mele de sportiv de performanță, sunt invitați să vină luni la Căminul Cultural, unde se va ține această ceremonie. Vă salut cu respect și să ne vedem cu bine, a transmis lăcrămioara Perijoc. Legitimată în prezent la Clubul Steaua, lăcrămioara Perijoc a început boxul în urmă cu 12 ani la CSM Suceava, sub îndrumarea regretatului antrenor Doru Iftime. Pentru o scurtă perioadă, sportiva originară din Zamostea a cochetat și cu fotbalul feminin, jucând pentru Armonia Fălticeni. Echipa de volei masculin CSM Suceava și-a aflat programul meciurilor din viitorul sezon al Diviziei A1. Jucătorii pregătiți de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc încep campionatul pe data de 8 octombrie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la Știința Exploatări Baia Mare. Federația Română de Volei a anunțat datele de desfășurare a meciurilor din viitorul sezon al Diviziei A1. Revenită pe prima scenă a voleiului masculin românesc după o pauză de 11 ani, CSM Suceava va debuta noua ediție de campionat pe data de 8 octombrie cu un joc pe teren propriu în compania grupării Știința Exploatări Baia Mare. În a doua etapă, pe 15 octombrie, echipa antrenată de Tudor Orășanu va juca tot acasă cu Universitatea Cluj. Voleibaliștii suceveni au programată prima deplasare în etapa a treia pe 22 octombrie la Universitatea Craiova. Iată ce a declarat antrenorul echipei CSM Suceava Tudor Orășanu pentru Suceava News. Ne-am străduit în această perioadă precompetițională să rezolvăm problemele organizatorice de staff, de susținere, de teren și a mai rămas cea de lot. Am primit ajutor din partea primăriei și în principiu am rezolvat situația terenului de joc. Acesta fiind cel al sălii Dumitru Bernicu din complexul LPS Suceava, singurul omologat de altfel. În ceea ce privește lotul de jucători cu care ne vom prezenta la startul Diviziei A1, el este deocamdată în studiu. Încercăm pe finalul perioadei de transferuri să aducem la Suceava și câțiva jucători cu mare experiență, deosebit de utili în lupta cu echipele de divizie A1. Știm că va fi greu, dar vrem să opunem rezistență grupărilor de top și să avem șansa să luptăm și pentru victorie, a spus Tudor Orășanu. CSM Suceava i-a adus în această vară pe Darius Pop, împrumutat de la Unirea Dej, Cosmin Ciupotaru și Matei Platon. Pe de altă parte, gruparea suceveană l-a pierdut pe Victor Asmarandei, care își va continua cariera la Constanța. Federația Română de Fotbal a stabilit programul meciurilor din turul 2 al Cupei României. Cele două formații sucevene rămase în competiție, Șomuți Fălticeni și Foresta Suceava, vor juca între ele miercuri pe 31 august de la ora 17:30 la Fălticeni. În turul 2 al Cupei României la fotbal se vor disputa 27 de meciuri. Federația Română de Fotbal a stabilit miercuri după amiază programul acestora. Cele două formații sucevene rămase în competiție, Șomuți Fălticeni și Foresta Suceava, vor juca între ele miercuri 31 august de la ora 17:30 pe stadionul Constantin Jamaischi din Fălticeni. În faza inaugurală a competiției, Șomuți Fălticeni a trecut pe teren propriu de Ceahlăul Piatra Neamț cu scorul de 2-1. De cealaltă parte, Foresta Suceava va debuta în Cupa României începând din turul secund. Cele două formații s-au întâlnit de două ori în această vară în meciuri amicale. A fost 0-0 la Fălticeni și 5-4 pe stadionul Areni. Turul 2 al Cupei României mai programează în zona Moldovei meciurile Viitorul Tarabani Dante Botoșani, Știința Miroslava Sporting Bacău și Dinamo Bacău Aerostar Bacău. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii și o pauză de publicitate, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe www.intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune!
La noapte cerul va fi senin în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 9 și 16 grade Celsius. Cel mai răcoare va fi la Vatra Dornei. Săptămâna se încheie cu vreme deosebit de caldă. Astfel, vineri cerul va fi senin în toată regiunea. Soarele va străluci cu putere, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 30 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Botoșani și la Roman. Un loc de vis în natură, într-un cadru intim, elegant și magic. Decorul deosebit face din Pronia locul perfect pentru o zi memorabilă în mijlocul naturii. Te așteptăm departe de zgomotul orașului, de claxoane, agitație și trafic, să descoperi natura la doar 3 minute depărtare de Suceava. Grădina de vară Pronia își schimbă în curând hainele în culorile toamnei, dar rămâne o zonă de relaxare all season, departe de oraș, perfectă pentru orele de după program sau pentru weekenduri în natură. Descoperă gustul care nu se uită, meniuri delicioase acompaniate de cocktailuri și băuturi rafinate. Toate așteaptă să fie servite într-un cadru natural. În plus, organizăm nunți, botezuri, petreceri private și evenimente corporate. Pentru ocaziile speciale îți pregătim meniuri alese pe sprânceană, realizate din produse proaspete și specialități culinare. Stabilim împreună fiecare detaliu. Pentru ca totul să fie încununat cu succes, pe lângă delicatesele culinare și ambientul feric, avem pentru voi cea mai pregătită echipă, pentru că știm cât de important este ca fiecare moment să fie exact așa cum vă doriți. Foișoarele amplasate lateral și scena din centru dau nota într-un peisaj de poveste. Frumusețea și armonia naturii se împletesc într-un ambient elegant, care își așteaptă invitații, mari și mici, deoarece pentru copii am amenajat un loc de joacă generos, cu trambulină, balansoare, topogane și locuri de explorat. Vino la noi și rămâi cu amintiri minunate, pentru că avem o multitudine de spații numai bune de fotografiat. Contactează-ne pentru a verifica disponibilitatea. Ne găsești la telefon 0745 545 466, pe e-mail la rezervare@pronia.ro sau pe strada Mitocului către Mitocul Dragomirnei. Centrul de radioterapie de la Suceava va fi al doilea ca importanță din zona Moldovei, după cel de la Iași. Unitatea, care va fi deschisă peste aproximativ o săptămână, va avea o capacitate de aproximativ 800-900 de pacienți pe an. Aflat în vizită la acest centru, premierul Ciuca a menționat că guvernul a aprobat în luna iunie un plan național de luptă împotriva cancerului. Nicolae Ciuca a spus că guvernul va sprijini CJ Suceava pentru realizarea noilor pavilioane de oncologie, pediatrie și boli infecțioase. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat că soluția pentru deblocarea activității serviciului de permise auto și înmatriculări Suceava este angajarea 5 polițiști examinatori din sursă externă. Concursurile vor fi organizate în lunile următoare, iar cei 5 examinatori ar urma să fie încadrați până la sfârșitul anului. Gazoductul care va alimenta municipiul Vatra Dornei a fost pus în funcțiune joi dimineață în prezența prim-ministrului Nicolae Ciucă, aflat într-o vizită de 2 zile la Suceava. În prezent, Transgaz a început procedurile pentru realizarea proiectului de gazoduct Vatra Dornei Iacobeni-Borșa, care se va lega cu gazoductul de la Vișoul de Sus Borșa în încercarea de a securiza transportul de gaz natural în nordul țării de la est la vest. Lucrările de restaurare a cazinoului din Vatra Dornei ar urma să fie finalizate în luna decembrie, cu o întârziere de un an față de termenul inițial. Anunțul a fost făcut joi de coordonatorul proiectului în prezența premierului Nicolae Ciucă. Fostul cazino, care a fost retrocedat Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va fi transformat într-un centru muzeal și cultural al Ortodoxiei Române. Cel mai mare cămin studențesc din România va fi construit la Suceava. Este vorba de un cămin studențesc cu peste 800 de locuri de cazare, prima investiție în campusul universitar de la Moara. Contractul a fost semnat miercuri după amiază la Suceava în prezența premierului Nicolae Ciucă, de Compania Națională de Investiții și firma botoșăneană care a câștigat licitația. Potrivit prorectorului USV Mihai Dimian, este o investiție majoră pentru învățământul superior din România.
Primarul comunei Berchișești, Violeta Zenovia Țăran, a anunțat că în perioada următoare se vor semna contractele de finanțare pentru trei obiective aprobate recent prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Este vorba despre extinderea serviciilor de canalizare, modernizarea stației de epurare și înființarea stației de pompare și reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de canalizare. 30 de copii și 5 profesori ucraineni de etnie română participă în perioada 22-26 august la tabăra de creație destinată promovării și conservării tradițiilor românești în diaspora. Evenimentul se desfășoară la Muzeul Satului Bucovinan și este finanțat de Consiliul Județean Suceava. Oficial, toamna astronomică începe la echinocțiul de toamnă, moment de la care noaptea crește, iar ziua scade. Totuși, din bătrâni se spune că toamna începe atunci când păsările migratoare se întorc în țările calde. O colonie de berzi a oferit un spectacol extraordinar joi dimineață pe dealurile de la ieșirea din municipiul Suceava spre Pătrăuți. Constipația este o afecțiune gastrointestinală foarte comună și complexă. Cu toate acestea, puțină lume se simte confortabil discutând despre acest aspect. Este motivul pentru care am consultat un specialist și în rubrica Fi bine cu tine îți spunem care sunt cele mai bune remedii pentru constipație. Vicecampioana mondială la box, Lăcrămioara Perijoc, va primi titlul de cetățean de onoare al comunei Zamostea. Pugilista legitimată în prezent la Clubul Steaua i-a invitat pe toți cei care vor să o cunoască mai bine la ceremonia ce va avea loc luni de la 12 în Căminul Cultural din localitatea sa natală. Echipa de volei masculin CSM Suceava și-a aflat programul meciurilor din viitorul sezon al Diviziei A1. Jucătorii pregătiți de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc încep campionatul pe data de 8 octombrie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la Știința Exploatări Baia Mare. Federația Română de Fotbal a stabilit programul meciurilor din turul 2 al Cupei României. Cele două formații sucevene rămase în competiție, Șomus Vălticeni și Foresta Suceava, vor juca între ele miercuri 31 august de la ora 17:30 la Vălticeni.